bune? Mă băteai pe mine la cap cu pufuleții? Dar vine Valentine's și poți să mănânc pufuleți. Asta o să de Valentine's. Pufulețe în chip. Doamne, mă stuc. Înghite. De Valentine's. Ce? Vă sper să n-am pufuleți între dinți. Pufuleți între dinți. Ba da. Mă rog, ați pufulețul de mine. Vai. Hello, dear darling, și bine ați revenit la ediția specială de Valentine's Day, în care Vlad a umflat baloane și îl dor fălcile. La fel cum o să-l doare și de Valentine's Day. Ce? Nu. De la săruturi, măi, Vlad, de la săruturi. De la săruturi, da. Și acum să spun și eu, pentru că evident trebuie să spun și eu, că na, trebuie, da? Nu contează. Deci dacă ai spus de două ori, e ok, este Valentine's, se scuză, suntem doi aici. Hello, dear darling, și bine ați revenit pe canalul meu. Dacă este miercuri, este sigur la metrou și este sigur înainte de Valentine's Day. De aceea avem aceste baloane minunate. Astăzi vom avea o ediție specială și anume o ediție în care nu vom avea puncte. Pentru că nu vor conta. Pentru că nu este niciun punct în dragoste care să conteze. Dragostea este un total ce? Nu știu. Ai bun după mine? Da, se vede că sunt. Zic că-s glumele mele. Așa că hai să nu mai pierdem timpul și să începem. Astăzi este o ediție specială în care nu vom avea puncte, pentru că singurul punct care contează e acela în care noi doi ne intersectăm. O să avem o ediție foarte romantico, dulceagă, vomit. Vai, nu. Ți-am umflat baloanele. Mulțumesc. De mi le-ai umflat și paste, ar fi ceva, dar nu s-a întâmplat, îmi pare rău, e ok. Trecem mai departe. N-am atâția bani. Ei bine, dacă sunteți pentru prima oară pe canalul meu și nu știți ce este miercuri la metrou, m-am emoționat pentru că e Vlad aici, de Valentine's. Se plimbă limba în gură? Ca de Valentine. Revenind, în cazul în care nu știți ce este miercuri la metrou și de unde mi-achiziționez produsele, găsiți toate detaliile în descrierea acestui videoclip. De la metrou. Și nu numai, de data asta, de la metrou. De ce spun că asta este un videoclip special? Ei bine, de foarte, foarte multe ori am primit requesturi sau cerințe din partea voastră în care mi-ați sugerat să folosesc și oje. Ei bine, eu nu am oje scumpe cu care să compar, așa că doar am să vă arăt niște oje, am să vă dau o opțiune de niște oje, oglindă. Oglindă? Oglindă. Metalizate? Nu, actually sunt oglindă, adică se presupune că ar trebui să fie exact așa cum sunt aici. Foarte interesant, mi s-a părut oricum foarte ieftine, culmea că am luat diferite nuanțe, pe ele sunt niște nuanțe, pe spate sunt alte nuanțe, dar nu contează. Oricum, ideea este că acestea au costat 12 lei și sunt de la DQ, Luodan Q, adică două dintre ele, iar celălalt, deși este identic, da, e identic. Este de la JVJ, Beautiful Forever. Aceasta, cică, nu înțeleg, foarte stupid, ar avea 13 ml, aceasta ar avea 15 ml. Arată la fel, deci uite-te puțin, sunt identice, numai că cele de la DQ au 15 ml, pe lângă cele de la JVJ care are 13 ml. Eu aș vrea să văd o spectatoare a ta care se duce la metrou și vă spune: vreau și o oja aia de oglindă, dar nu aia de la VJ, ci pe aia de la DPQJQ, aia de 12, nu de 15. Ideea este în felul următor. Eu nu am unghiile făcute, absolut deloc. Am mâini de muncitoare, îmi mănânc pielițele în general, dar asta nu este important, nu contează, pentru că, hei, de obicei, din cauza emoțiilor, stau și mănânc pielițele când aștept să vină date-ul meu. Pisi, iartă-mă, dar de Valentine's-ul ăsta am date deja. Da? Ce da. Date ai tu? Sărăca are probleme cu capul. În rest e ok. Mă bucur că eu sunt o opțiune mai bună atunci. Crezi tu? De ce are aici un picior ceva dat? De ce, cine a dat un picior? Urmează o dietă specială, slăbește 5 kg în 5 zile. Ești superb. Vlad, ți-au crescut sânii între timp. Mulțumesc de la tratamentul cu hormoni. Am crezut că n-ai să observi niciodată. Ești jumătatea mea perfectă. Măcar tu să ai. Tu ești simt. Jumătatea mea perfectă. Pentru tine aș aduce și luna de pe cer. Vrei să mă duci cățeaua? Pe bune? Nu. Am ceva mai bun. Hei, Flavia! Ți-am adus luna de pe cer pentru că te iubesc. Asta e luna de pe cer.
Ai dărâmat-o pe... Și l-am dărâmat de ei tu și-am mișcat și trepiedul. Da, nu l-ai mișcat, tu l-ai mișcat Luna. Avem Luna și Luna de pe cer. Da, iubita mea? Pe bune că am cheltuit ația bani pentru gluma asta. Iubita lui mami, este Luna acolo? Este o altă Luna? Vezi, mă, tati ăsta al tău, ba vine cu un alt date, ba vine cu o altă Luna. Ne trădează așa. Trebuie să-ți... E. Ce bine că te pup cu Luna și nu cu mine. Lăsați un comentariu dacă vreți să mai vedeți Luna în episoadele viitoare, ca fundal. Care dintre lune? Că sunt două. Luna asta, am făcut dezastru aici. Cred că poți să lași Luna aia acolo până una alta. Nu pot, că sparg baloanele și le-am umflat eu. Îl iubesc cel mai mult, de-aia știi asta. Acum că ți-am dat și Luna de pe cer, îmi vei da inima ta la schimb? Dacă scapi de tanti aia de acolo de pe jos, da. Bine. Cum ar arăta tanti asta cu capul meu de Ipsos? Foarte bolnav. Nu. Dude, este episod de Valentine's, nu cringe moment. Te apreciez pentru tot ceea ce faci și tot ceea ce ești, tot ceea ce însemni tu pentru mine. Ce însemni eu pentru tine? Însemni totul pentru mine. Ce tu însemni totul pentru mine? Asta de unde a ieșit? De unde a ieșit pisica asta? Avem această mâță cu zgardă roșie, pentru că e Valentine's, am străbunat-o. Iubita lui mami, iartă-mă. Acum să revenim înapoi la ojele noastre oglindă. Ia uite ce avem aici. Nu-ți plac ojele oglindă? O să vedem și noi dacă ne plac. Ce vreau să vă spun este că nu am ce să vă spun. Da. Ce vreau să vă spun este că nu am ce să vă spun, așa, dar vă voi spune ceea ce nu mă voi putea spune. Și anume, n-am ce să vă spun. Voiam să vă spun că la ingrediente nu este nimic de spus. Pentru că, evident, nu bagi... Mulțumesc, Luna. Nu se ingerează o ojă, nu se dă pe față, nu se dă pe piele direct, se dă direct pe unghie. Și nu prea contează că am toate sunt la fel de toxice, adică... Ingrediente. Nu, conțin acetonă cu toate. Eu zic ce știu eu. Mulțumim. Eu sunt deștept. Ambalajul este drăguț. E mișto rău. Gramajul vi l-am spus, mă rog, mililitri. Cantitatea. Valabilitate, mai nene, la ojă se vede când nu mai este valabilă, pentru că se usucă practic în recipient, deci este irelevant și acest lucru. Dar ce vreau să vă spun eu este că aici am culorile 11 conform metrou, dar pe spate scrie 4, 1 conform metrou, dar pe spate scrie 0,8 și 2 conform metrou, dar pe spate scrie 6. În momentul în care le desfaci, ideea este că arată destul de sidefat. Dar pe noi ne interesează cum arată în momentul în care se usucă. Ca atare, haideți să facem un swatch și să vedem dacă recomand sau nu aceste oje. Și avem JVJ. Ok, arată foarte sidefat, adică nu mi se pare că arată oglindă deloc momentan. Poate se schimbă formula și se întâmplă ceva la el, mai știi? Adică na, vedem, și asta arată la fel de sidefat. Dar că, aoleu, Vlad, ai pus pe lângă! Nu știu să fac asta. Deci unghia asta nu mai este unghie, este deget dat cu totul. Și ultimul, care este... Asta e la fel de auriu. What? Ce? Auriu este... Nu, ar fi trebuit să fie golden rose ceva. De ce ai pus atât de mult? Ca să fie frumos. Dar nu e. E What? E o culoare identică. Deci, astea două sunt la fel. Mă, dar stai puțin, că poate se schimbă, frate. Stai puțin, ai răbdare. Da. Nu, I'm serious, hai să avem răbdare. Sigur se schimbă, ia. Stai că zic eu dacă se schimbă. Ți-ai cumpărat cuplu și ai primit auriu. Ai dat mult prea mult. Este... Da, uite-te puțin la ăsta. Chiar a început să arate oglindă, serios. Adică ăsta arată a oglindă. Am un spray de la Montana care costă 20 de lei și crede-mă că arată mai bine atât. O să stau o veșnicie până se usucă astea alte două. Am o soluție. Tine. Doamne, dar chiar, adică ăsta arată fix a oglindă. Nu mi-aș fi dat niciodată seama din SDF-ul ăla că o să înceapă să lucească așa. Arată super bine, deci ăsta... Este mega wow. Ăsta nu s-a uscat încă. Aștept. A venit soluția. LOL, fii atent. A început și ăsta să se transforme într-o altă culoare. Ok. Soluția e asta.
Fii atent, fii atent, wow, ce tare! Wow, chiar e mișto, se transformă. Ce mișto, se transformă ăsta, se transformă exact în culoarea asta. Oh my god! Ok, deci n-a fost țeapă totală. Ce tare, nu-mi vine să cred. Chiar arată exact așa. Bun. Gata, am uscat mai repede unghiile. Da, deci... Oh my god, uite-te puțin, deci chiar arată oglindă toate. Nu vine să cred. Sunt frumoase, da. Și ăsta este fix culoarea asta, deși în recipient nu este culoarea asta. Se transformă aparent, cred că oxidează de fapt și de drept. Dar și ăsta arată foarte bine. Acum ce mă interesează pe mine este dacă pătează vreuna sau nu. Ce vă recomand eu din experiența mea, deoarece sunt un om experimentat în toate cele. Cu siguranță. Cu siguranță sunt un om experimentat, da. Este să nu aplicați un lac de unghii peste acest finish metalizat, deoarece va dispărea cu totul. Este foarte posibil, da, într-adevăr. Dar lacul va dizolva stratul de la suprafață ce se metalizează și veți obține o mastraha. Da, arată super mega bine. Dar foarte mișto, îmi plac. Și acum, acetona. Yes! Păi nu te răsfăți eu? Mama, dar ai pus acetona. O ustură. Ok. Asta n-a pătat? Asta n-a pătat? Nu pătează. Cum să nu? Eu văd pătat. Ia uite, e pătat. Sigur nu e pe sub unghie de cât de mult am pus? Da, dar e și pătat. E pe sub unghie. Hai să îl ștergem și pe ălalt și după aia o să ștergem restul detaliilor. Ok, nici asta nu pătează. Ok, deci am reușit să șterg, dar din păcate cel albastru pătează. Sunt ferm convinsă că nu ar mai păta dacă aș fi avut o bază de lac de desubt, nu deasupra. Dar în rest, astea alte două vă arată super bine. Bine, aici mi-a intrat un pic mai mult sub unghie, dar s-a luat bine, mersi, nu pătează unghia, arată super ok. Aparent, culorile mai deschise nu pătează unghia, cel albastru e cu probleme, dar după cum am spus, dacă ați folosi un lac, cred că ar fi super ok. Deci, per total... Mi se par super tare astea. Ei bine, din câte ați văzut, chiar dacă în recipient are altă culoare, una dintre oje, pe unghie arată până la urmă, nu știu ce se întâmplă, ce reacție chimică există acolo, dar cel puțin arată la fel de bine, se usucă foarte repede și chiar are un aspect cât de oglindă, adică este destul de wow pentru un preț de 12 lei, ca atare, dacă recomand sau nu aceste oje, e bine, da, chiar le recomand cu mare, mare, mare drag. E bine, acesta a fost videoclipul de astăzi, dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați un like și de asemenea, dacă sunteți pentru prima oară pe canalul meu, nu uitați să dați subscribe și să apăsați pe acel clopoțel de lângă butonul de subscribe pentru a fi primii care vor afla când voi posta data viitoare și de asemenea, mă puteți găsi și pe Instagram și pe Facebook și până data viitoare, nu uitați, dragii mei, always love makeup și always love each other și love. All you need is love. Love is all you need. Mircea Radu Brei.